Salutare fraților, eu sunt Mașu și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de pe serverul Metindoiul Țara Românească. Băieți, avem nivel 99 și mai avem de făcut încă 21% experiență și facem în sfârșit nivelul 100, echipăm frumos cureaua cu mob, coiful, Soul Dragon plus 8, care o să fie plus 9, sper eu, în viitorul apropiat. Băi, băieți, nu știu, am stat, cred că, bă, sincer, n-a durat foarte mult să fac nivelul. Fac un nivel cam o dată la 5-6 ore, cam așa am calculat eu toată situația. Bine, asta cu avantajul de la Uriel, 50% experiență și inelele astea cu 50% experiență, 30 daune, inele de la cadourile zilnice. Ia să vedem câte zile mai avem. Deci mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zile de adunat. De adunat diferite medalii, cu daune, cu mob, cu experiență, cu PvP, nebunii de genul. Bun, în momentul de față avem pe noi 290% experiență. Bă, sincer, este foarte bine, adică, na, am avut și Yabi, inel de experiență, cum am zis, experiență de la Uriel, înghețata încă 10%. Da, noi batem cu Pet cu 30% experiență, că na, contează și el. Mai aveți și 20% experiență de pescut, deci totul merge super mega bine. Uitați-vă și eu, fac, deci din vreo 3 metine, cred că fac vreo, nu știu, 1%, 1 și ceva, cam pe acolo ar fi. Și na, e ok, adică nu se compară categorie cu ce era în V4, frate. Deci în V4 cred că trebuia să stau 24 de ore să fac un nivel amărât. Bun, hai să băgăm asta. Stați așa 2 secunde să schimb și o melodia. Și da, bă, băieți, bă, deci de-abia aștept să fac nivelul 100. Deci credeți-mă pe cuvânt că... Stați așa că e reclama Suli. Da, bă, deci chiar trebuie neapărat să fac nivelul 100. Deblocăm frumos acest coif cu 6 daune. O să facem și petul nivel 96. Și la 96 am înțeles că o să-i crească atacul magic cu 1%. Adică o să primesc în loc de 12, o să am 13. Și mobi la fel, în loc de 7 mobi, o să am 8 mobi. Cu 6 daune de aici, bine, 8 când o să fie făcut asta plus 9, că sigur o să-l facă, mai am niște iteme de vânzare pe shop și na, trebuie să am niște bonus frumoși pe ele. O să cumpăr un metale sau 5, de poate găsesc eu 1 plus 9 cu 15 vânz și văd eu ce combinații fac. Cu cureaua asta cu mobi o să mai am niște papuși de foc, deci damage-ul o să fie foarte tare. Și na, bă, chiar sunt curios dacă, nu știu, cu toate astea o să reușesc să ajung la 10k pe hit. Nu știu, dacă aș ajunge ar fi genial, bineînțeles cu anghilă, cu 50 atac. Nu am terminat încă biologul cu globuri, mai am dedus, cred că vreo 4, ia să vedem. Misiuni biolog, 16 globuri, da, mai am dedus încă 4 globuri și o să primim 50% valoarea atac în plus, un bonus extrem, 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 extrem de important, care de-abia aștept să vină, pentru că, na, fără el nu prea pot să... faci mare lucru, adică de-abia de acum o să vină bonusurile alea șmechere în PVM. Dar mai e până atunci, până când o să ajung eu la toate alea. Bun, ia să vedem cât la asta am făcut. Deci am făcut cred că 2% de când filmez, 2% în vreo 3 minute de filmare. Cam așa cred, nu știu, cred că, hai să zicem 1,5%. Ia mai, hai să vedem totuși pe metinul ăsta cât facem. Deci avem 80,55% experiență. Hai să vedem cam cât o să facem după ce spargem metinul ăsta. Mai este și metin de nivelul 120. Da. Bă, băieți, deci dacă nu era bonusul ăsta de experiență la pet, credeți-mă, cred că doar cu nivelul ăsta, experiența asta pe care o primesc din mob, cred că făceam petul nivel 98 până acum. Dar, din păcate, trebuie să stau foarte mult după această experiență, că, nu știu, se strânge extrem, extrem, extrem de greu. Deci cred că am băgat peste... fără să exagerez, frate, deci am băgat peste vreo 1000 și ceva de arme, de armuri primite de la metinile astea de 120 și uitați-vă și cât am făcut. Deci mai am puțin acolo, cred că vreo 15% cam așa din toată bila asta, 15-20%, deci de-abia aștept, frate, să primești de aici un mob și un atac în plus, că na, contează cât de cât. Ia să vedem, deci deja am făcut vreo 0,40% din jumătate medit, ceea ce este foarte bine. Ia să vedem să nu îmi expire Yabi. Uite, mai am 2 minute din Yabi, trebuie să fiu atent să nu expire. Și da, bă, băieți, cam așa merge treaba înfermecată. După aia, după ce o să fac nivelul 100, o să mă aștept puțin, o să mai farmez cu itemele astea pe mine. După care cred că o să mă bag într-o zodiacă, o să-mi cumpăr eu o sabie zodiacă și o să încerc să-i dau niște schimbări.
O să facem plus 6, plus 7, vedem noi ce reușim. După care o să ne apucăm de nivelul 105, adică să dăm mai exact nivelul 105, cu toate că o să fie extrem de greu să fac asta, pentru că nu o să mai avem bonus de 5% experiență, nu o să mai avem aceste medalii care ne oferă și ele 30-50% puncte de experiență în plus. Deci automat o să pierdem 100 de experiență care contează foarte mult. Ia să vedem. Uite, hai că să zicem că fac, ia să vedem, 39, deci am făcut 0,90% pe meti, ceea ce este super ok. Luăm și aici niște iteme frumoase cât de cât, carte abilității și cam atât. Bun, hai că am făcut aproape 1%. Bun, hai să dăm și aici o mantie, că cred că iau vreo, hai să vedem cam cât luăm din astea două lure. Undeva pe la 0,30% zice. Deci da, bă, este foarte bine să crește aici înfermecată, nu știu, mi se pare cea mai tare mapă. Ia să vedem, deci 81,40%. Ia să vedem cât facem. 41, 42, 43, 44. Hai să vedem totuși rezultatul final. Uite, am făcut deja 12%, 13%, 15%, 16%. Uite, 20% am făcut. Bine, 0,20%. Cred că se înțelegea că 0,20%. Și da, bă, băieți, bă, știu că era o perioadă pe Metin de Euro când era așa până neașteptat un bonus de la de experiență de 200%, mamă, frate, deci dacă o să se mai bage din nou bonusul ăla, cred că o să stau 24 de ore să cresc contul ăsta. Bă, deci până acum, gândiți-vă că ăsta e singurul meu caracter care a evoluat atât de mult. Ia stai mă să iau și oțelul ăsta de pe jos, să dau de mâncare la pet. Deci până acum, cel mai mare nivel pe care l-am făcut eu pe Metin 2 Euro a fost nivel 86 pe Amicicia, serverul vechi de la Metin 2 Euro, care acum e fuzionat cu nu știu ce server, dar cred că cu Tiger Ghost oare, nu, cred că vorbesc prostii, mă rog, în orice caz. Deci el a fost cel mai mare nivel făcut de mine pe Metin 2 Euro. Iar acum urmează să fac nivelul 100. Ce să vezi, nu știu, habar n-am, frate, cred că am contul ăsta de vreo 5-6 luni, cam așa, mamă, și în 5-6 luni, uitați-vă și cu ce am realizat. Ce cont frumos am realizat, frate, deci să mă bată mama, nu mă așteptam la așa ceva. Bine, bă, oricum a fost show și o săptămână de evenimente. Mamă, deci aveai, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, când a fost săptămâna aia, frate, săptămâna aia miștoră de tot, în care aveai event CL, 3 ore, după aia Jigsaw, ziua următoare Jigsaw, după aia peste 2 zile iar CL și numai așa a durat 7 zile. Ții minte că din aceste evenimente am scos vreo 50 de oni și 50 de oni, frate, e o sumă foarte mare. Pentru mine, părerea mea, na, ce să zic, adică îmi făceam treaba foarte bine acolo și chiar mă bucur că a fost acea perioadă, pentru că datorită ei am reușit să mă ridic atât de mult, pentru că dacă nu erau acele evenimente, eu practic nu realizam iteme de vreo 50 de un, cam așa. Deci da, a fost un boost foarte important, de ce să mint. Și trebuie să apreciez și faptul că, bă, m-am gândit eu, frate, bă, de ce să mai rămân numai 61? Că aveam o perioadă în care rămâneam numai 61, băteam la metine pe munte și am zis, bă, hai mă, frate, să cresc, hai. Ce se poate întâmpla? Uite-te și tu unde am adus contul ăsta, la nivelul 100, bă. Bă, doar bani din mănuși, frate, numai din bișniță, mănuși, fără să bag bani în item shop, în nebunii ca să mă îmbogățesc, nu, frate, doar în mănuși. Doar în mănuși. Un mult farm intens, să zic așa. Bă, dar nu mai sunt metine, frate, ce se întâmplă? Lovitura degetului, wow. Ia, mai are ăsta ceva dropa pe jos? Nu are. Mai am uit așa după iteme pentru pet, dar na. Văd că nu prea a dropat ceva băiatul ăsta. Sau nu știu, fi dropat, dar l-o fi luat. Bun, hai să așteptăm și noi dropul metinelor. Bă, și uitați-vă și voi, frate, ce noroc că am avut cu inelul ăsta semilună de la cadourile zilnice. Deci până acum primeam doar de o oră, două ore, deci numai atât. Stai că am murit că... am uitat să-mi pun itemele cu... Da, stai pe mine, băteam cu itemele cu inteligență, că... Na, atât de mult mă duce capul. Mai să băgăm frumos. Bă, da, am puțin lag, nu știu care-i faza, frate, dar mă exasperează, uite-te și tu. Un mic delay de o secundă acolo la pusul itemelor. Deci, uitați-vă și ce noroc am avut cu 12 ore pe inel, frate, deci... Bine că mi-a dat fix acum când urmează să termin nivelul. Adică să fac nivelul 100 și gata, să nu mai audă crescut, că sincer mi s-a luat.
Dar oricum mi-a dat și un inel foarte bun, 50 experiență, 30 daune fizice, ceea ce este super mega bine, adică este cred că cel mai bun inel care poate să se dea în PvM, mai ales când vrei să crești. Deci, bine, mai ai amuneta Nazar care cred că aia dă daune și mob, nu știu sigur. Cred că astea dă. Dacă nu le dă, na, îmi cer scuze pentru această dezinformare, să zic așa. Bă, dar nu mai sumă, frate, metine le-au spart băieții pe toate sau le-au fi spart, eu habar n-am. Sincer, cred că mai sunt jucători care cresc acum. Bine, e ora 11:30 dimineața. Vinerea, mă gândesc că n-a multă lume la muncă. Opa, ia uite mă că a venit drop. Mamă, și cum a căzut fix în capul meu, ești nebun. Hai să mergem aici pe platoul ăsta, băieți, că pe platoul ăsta sunt și mă, uitați-vă și voi, frate, ce e aici. Deci aici faci 0,30% doar din mobiște de aici. Deci, na, hai să-i luăm și pe ei că sunt bunicii acolo. Ia uite-mă, 4 vânt pe oțel. Mamă, bombă. Ia să vedem cât la sută avem. 82,30%. Deci, cred că mai am vreo o singură oră, frate. Deci, într-o oră, cred că fac 18% și terminăm în sfârșit cu acest nivel. Bă, sincer, ce-mi pare mie rău la contul ăsta este că nu am și un pet can sau porcușor, pentru că ăla, frate, m-ar fi dus sus rău de tot, adică 15 daune în plus și 1500 PV. Vă dați seama, cu 15 daune în plus, mamă, păi cred că îi zăpăceam pe băieții ăștia de aici. Deci chiar n-aveam niciun stres. Uite, am și spart metinul. Nu mai să mai spar și metinul ăsta de aici. Și cam asta cred că a fost clipul. Uite, deja ne ducem în 12 minute de când filmăm. Deci o să facem 83%. Nu mai știu cât aveam când am început. Cred că aveam vreo 77%, habar n-am. Deci, nu știu, puteți să vă uitați voi, să dați înapoi, dar eu sincer chiar am uitat. Bine, sincer, nici n-am ținut socotelea sau ceva, dar na. Bine, mă, băieți, bă, ce să zic. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea acordată. Acest caracter crește intens rău de tot. Ia să vedem, deci uitați-vă și eu, am consumat din tigrul ăsta 3 cu 10 ore, 13 ore cu 4. Am consumat 17 ore din acest tigru regal. Deci cred că au fost 2 sau 3 nivele la care l-am folosit. Dar oricum, mă ajută și el, adică 30 experiență, să fim serioși. Contează acolo cât de cât. Bun, hai să nu mai lungesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, am fost Mașux și ne-am văzut cu data viitoare la un nou episod. Salut!